7 creaturi acvatice misterioase de pe Google Earth. 7. Roi de crabi. Un biolog marin care se uita pe Google Earth a observat un nor ciudat plutind deasupra fundului oceanului lângă Visakhapatnam, India. Atunci când a aruncat o privire mai atentă, și-a dat seama că era vorba de un roi de crabi roșii uriași. Biologii estimează că exemplarul cel mai mare ar putea măsura în jur de 27 de metri. Crabii sunt în mod normal găsiți în California de Sud. Aceasta a fost prima dată când au fost observați atât de departe de teritoriul lor obișnuit. Aceștia sunt de asemenea cei mai mari crabi care au fost observați vreodată. Deși imaginea pare destul de reală, cum se poate ca o astfel de descoperire șocantă să nu ajungă pe prima pagină a ziarelor? Unii cred că este vorba de o imagine editată sau de o umbră distorsionată, alții cred că este reală. Voi ce credeți? 6. Pește uriași. Uită de zombi, OZN-uri, fantome, stafii și extraterestri. Pândind sub valurile oceanelor Pământului, există o gamă de creaturi atât de înfricoșătoare și ciudate, încât vei crede că provin de pe paginile unui roman science fiction. Această imagine de pe Google Earth a fost observată de un inginer australian care pretinde că a găsit un pește gigantic lângă docul Eastburn. Imaginea arată ca un cap uriaș de pește care se ascunde sub suprafața apei. Partea ciudată a poveștii este că acest tip de pești trăiesc de obicei pe fundul oceanelor, acolo unde își creează vizuini în nisip și atacă peștii care trec prin vecinătate. Totuși, nu sunt observați niciodată atât de aproape de suprafață. 5. Monstrul din Loch Ness. Legendarul monstru din Loch Ness sau Nessie este probabil cea mai cunoscută creatură misterioasă. A fost văzută repetat timp de sute, dacă nu chiar mii de ani, în apele reci ale Loch Ness-ului din Scoția. Ar putea însă Google Earth să dezlege misterul nostru favorit al adâncurilor? O imagine misterioasă postată pe internet arată o creatură acvatică masivă cu un gât lung, un spate cocoșat și un cap de căluț. Utilizatorii sunt convinși că imaginea o reprezintă pe faimoasa creatură scoțiană. Forma lungă și suplă și cocoașele corespund cu înregistrările anterioare ale monstrului. 4. Aligatorul gigantic. Filmul recent al lui The Rock, Rampage, poate că nu este cel mai prost film din ultimii ani, dar concurează pentru poziția de cel mai lipsit de sens. Atunci când o misiune spațială eșuează și ultimul supraviețuitor al echipajului moare într-o explozie, monstrele super secrete de ser experimental care accelerează creșterea, puterea, viteza și agresivitatea unei persoane ajung pe Pământ în 3 locuri diferite din Statele Unite. Una aterizează în Florida, unde este găsită de un crocodil. Toate lucrurile merg bine, atât doar că această capsulă ar fi putut ateriza în Dubai, de fapt, și nu în Florida. O imagine misterioasă de pe Google Earth postată online a creat valuri, deoarece ilustra un crocodil gigantic în apele din apropierea Palm Island din Dubai. Bazându-ne pe imagine, mărimea aligatorului s-ar ridica la o clădire cu 2 etaje. Puțini utilizatori cred că este vorba de un aligator modificat genetic, în timp ce alții cred că este vorba doar de efecte speciale. Care este părerea voastră? 3. Kraken. Folclorul nordic vorbește despre o creatură masivă care bântuia apele înghețate ale Mării Nordului, acolo unde ataca vase cu tentacule gigantice. Teoreticianul conspirației Scott C. Waring pretinde că a văzut miticul Kraken înotând pe coasta plajei Huntington, California, folosind Google Earth. Acest monstru marin pare să aibă 91 de metri, incluzând și tentaculele. Până acum îndeplinește toate caracteristicile Krakenului. Waring a spus că, indiferent despre ce e vorba, fiecare are dreptul să aleagă ce crede. 2. Cea mai mare balenă albastră din lume. Balenele albastre sunt cele mai mari animale care au existat vreodată, chiar mai mari decât dinozaurii care trăiau cândva pe Pământ. Până astăzi, cea mai lungă balenă albastră măsurată vreodată avea 33,8 metri, aproximativ cât 3 autobuze. Această imagine de pe Google Earth dovedește că acest lucru nu este corect. Imaginea ilustrează o balenă albastră care măsoară mai bine de 60 de metri în apropierea Australiei. De fapt, există 2 imagini care arată mișcarea balenei. 1. Megalodonul. Descoperirea recentă a creat valuri de entuziasm din partea experților care cred că specii crezute dispărute ar putea încă să trăiască în adâncuri.
După cum știți, am explorat mai puțin de 5% din oceanele lumii. Biologii marini de la Universitatea din Sydney, Australia, au postat o imagine care ilustrează un rechin uriaș, Megalodonul. Imaginea de pe Google a fost capturată lângă plaja Clavley din Australia. Chiar dacă imaginea pare destul de reală, există destui oameni care cred că este vorba doar de o masă de nisip. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!